foc. Știu, știu, aici. O încălzesc, o încălzesc, e ok. Foc. Nu, nu, e n-are nimic pe ea. Trebuie o Raluca calma, concentrată. Ai zăpăcit focul ăsta, l-ai închis, l-ai aprins, de ce îl închis și îl deschis de 10 ori? Zic cât. Mai? Nu știu, la ăsta ți-am zis. Cred că trebuie și ulei, nu numai bombarnam. Strict pentru proba asta, unul din mine să lucrat ar fi că nu am mai gătit așa de mult asiatic, dar cred că aici ne completăm. Mai tăi și pe Nu, ajunge, nu. Sunt pentru două frigărui aici, e sigură? A, două erau frigărui, da? Da, sunt două frigărui. Mai tai. Fac carnea pentru colțunaș, ce mai era pus în ea? Când vreodată e vreo probă ușoară. Mi se pare super greu și nici măcar nu mănânc preparate genul ăsta. Auzi, Diana, am făcut sosul de soia și te... Pune țare și piper și ulei și ok. Au 60 de minute pentru a face 6 preparate. Cu ce ar trebui să înceapă? Primul se ia de piept de pui, da? Se tai cub pentru a facem de frigăruie. A doilea, coca pentru colțunaș. Au farfurii simple de aranjat. Da. Nu este o tehnică complexă la aranjat. Dar un ingredient foarte, foarte important pentru toți este comunicarea. Asta, dă nu mai avem nevoie foc. De asta. Dă drumul la foc, lasă-l dreacul, dă drumul la foc. Ne-am făcut un plan, de început ce facem. Începem cu aluat, apoi îl lăsăm la odihnit, apoi facem carne de pui, lăsăm la marinada. 3, 2, 1, schimbare! Alina, începe cu tacosul. Da. Mamă, ce mizerie ai făcut, Jeremy, ești omor! Dacă aș avea o nevastă care lucra, cred că aș avea o căsătorie foarte complicată. Te duci acolo și e un tigai din genul să putem să punem lapte de la asta pentru foie de orez. Da, dau una în cap în loc să car tu tigăile, le car eu. Normal că mi-ies din minți. Ți-am zis să car tu tigăile, că ești bărbat. Eu nu văd asta ca certere, văd asta ca pasiune. Raluca! Da, șef! Cum comunicați voi doi? Foarte bine, dar el e cam tăcut astăzi. A intrat în el, am auzit așa, a intrat în el, de ce? De ce? Cred că e obosit, a avut o noapte lungă. Trebuie să vorbiți voi doi, să comunicați, fără orgoliu, da? Da, șef! Hai, câte, hai! Stai și tu aici, Jeremy, că uite, se lipesc astea! Ei, nu pot să ating. Păi nu, dar spune-mi și mie! Dar vreau, dar vreau să ating, dar vreau să amestec, dar vreau să fac ce? Foarte, foarte greu. Nu e, uite, începe să lipească! S-a lipit de la mine, e ok. Nu sta degeaba aici că scrâp capul, atât îți spun. Uneori Raluca exagerează, dar știu cum să o iau. Și mă descurc cu ea. Auzi? Da. La dumpling aia. Înăuntru ce pui? Tu pui carne tocată, dacă eu nu ți-e bun la ceva, este la partea asiatică. Și știu că eu nu se pricepe cu falafel. Am spus, hai să facem o mică schimb de științe. Jeremy, ești cu mine aici, lasă-l! Păi, îți dau informație asiatică. Stai ăstea? Da. Ăsta, da? Și la ăstea mici, la colțunaș, cum tai ceapa? Și Raluca vede că stau de vorba, că așa se vede de la ea. Dar am zis, bă, Raluca, calmează-te, că îți dau informații pentru tine, că nu știm ce să facem acolo.